Păi, băgăm un Eurotrack. Cu chef de cursă. Lasă-mă metan, dar nu... De 4000 km. Stai o secundă, bă, să văd un volum... User joined your channel. Bună seara. Părintele, după aia, poți să-mi iau o secundă să vorbim? Cum? Să vorbim ceva de music poturile tale. Ok. Deci că poți să intru în joc acum? User left your channel. User was moved out of your channel. User joined your channel. User was moved to your channel. Uita asta task-ul din Microsoft în telefon. Ia vorbiți un pic pe tăsă. Ne auzi? Hello, 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 hello. Bună. Și tot ai coi? Că nu știu că tot ai coi. Da, mă, se aude și muzica pe asta. Se aude tare, oare? Dacă vreau să mă conectez de pe telefon la live-ul tău. E live. Ce zici, părinte, se aude tare? E în live-ul? Nu știu, stai un pic. Am pe programă înapoi. Dacă bag căștile în telefon. Vezi că depinde de la melodie la melodie acum. Ai zis ceva? Dă-mi și mie un link, că eu nu găsesc, nu-i găsesc canalul, dă altceva. Nu ne pe aici? Da. Nu e rău. Nu e rău, nu? Încă și am. Da, bun, hai să... Poți să intru în joc acum? Ia vorbește, părinte, ce rând decât ție. Părinte, ce dracu ai făcut, mai murit? Da, am murit, am stat azi și am vorbit o oră jumate cu ea de la Microsoft. De la Microsoft? Da. Păi? N-am putut să mă loghez în cont, să intru pe Windows. Cum așa? Nu știu. Abar. O secundă. Da, un pic, la un moment dat zice aia, zice trebuie să îți facem legătura cu level 2 de la tehnic, că nu, noi nu ne descurcăm. Super. Level 2, dar nu ai zis că noi avem level 4 iar fie. Trebuia să vină să se conecteze la noi, că avem mai multe level aici. Nu, hai multe. Hai că revin. User left your channel. User was moved out of your channel.
ai întâmpinat aceeași problemă cu farming-ul, nu? Da, da, da. Și eu la fel azi. Da, înseamnă că s-a făcut ceva, că ceva. Nu vreau să mă conectez și aici că nu se poate crea o conexiune la server. Da, exact, nu știu ce. Bine, s-a făcut ceva. Știi care e abonat la plus, da? Tu ești, nu? Nu, nu. Da. Un gunoi mic de 8, de puțin. La mine nu e abonat. A, da, mă, stai că la tine nu e abonat. Da, mă, am tot. Un gunoi mic. Eu sunt abonat. Da, mă, da, am tot. Ha, băieți, facem un curs sau ce? Bă, dai, m-am intrat să termin cursul aici pe live-ul HGR-ul. Da, încă tot acolo ești, bă? Da, bine, n-am terminat cu curul, am băgat la somn, nu cu curul și... Mă continui. Și cam ultima cursă pe ziua de azi. N-am vrut să se aboneze. Sau poate s-a abonat și s-a dezabonat. Mă îngăresc că dacă era să se dezaboneze, îți dăm seama că prima dată făcea de la mine. Deci mie iar nu se acatează pe telefon. Nu am dat pe YouTube, dar
Ultima oară s-a abonat Puțulica acum 3 săptămâni. Puțulica? Puțulica. Te duci, cumperi un spray din ăla Raid pentru muște și te duci la el pe stream. Da. Și vin la mine aici pe stream că am o grămadă de insecte care mi se lipesc pe parbriz. Dar ele nu se văd, știi că SCS-ul nu întotdeauna vor să facă anumite lucruri, să vadă impecabil de curat, știi? Oricât ai merge cu un camion și ai face 100.000 de kilometri, tot nu se murdărește, practic. N-am putut să văd așa. Tăiat de unguri? Băi, tu ai ceva cu ungurii, bă. Tu ai ceva cu ungurii? Cred că ne supărăm. Încă am început să dă niște unguri. Tată vință. Ce ai cu ungurii, bă? Nu voi lasă mă urmă pe Mihai Viteazu. S-o mură să urmă, tu l-ai visat. A găsit ăștia, era pe balcon, a târnat acolo. Ia-i. Ala s-a omorât singur și ziceți că noi l-am omorât. Și zic că și pe Ceaușescu tot noi l-am omorât, mă. Păi, s-ar putea. Aici nu contezi nimic. Aș gere, bă. Voi l-ați dat jos pe ăsta. Ați fost gelos pe el. Îți dai seama? Fabi și scârbă cu ei. De puțin mai încerc jocul din nou PS. Bun. User was moved to your channel. Desktop-ul trebuie să-l dai mai încet. Desktop-ul mai încet? Ok. Ia vezi. Ah, după... Stai un pic, deschide TeamViewer o secundă să... să fac ceva. Se aude TS-ul în ultimul hal când intră cineva. Pe Transbook. Mere, mere. Nu știu, bă, părinte, bă, ce ai făcut acolo, bă. Ce-am făcut? Transbook-ul ăla, bă, iată-te, bă. Ce-am făcut? L-ai adus pe fraierică Geamantana la mâncat, a făcut 74.000 de kilometri.
Pe care, mă? Ora de la a dus de la un film de la GRK de acolo. Dar e ăla, mă. Eu asta am zis. Să genesc și eu. Bă, dar ce faci, băiatule, tu așa ce? Eu fac cu bobit sau... Dacă iau ăsta, nu te ducai, nu te ajută. Da, nu, că trebuie să-l dau acolo. Păi lasă-i mai tare, lasă-mă să salut acolo, așa. Părintele? Că și surd, drag. Să dai afară de la pătrat, vă, pă... Damian. Damian Lupu. Da. Pă, domnul Damian Lupu, pentru că face parte din Lupii Roșii. A deschis comunitate. Gata, Joe. Bun, hai să mergem și noi la loc. Volând de anul. Nu știu că e paper aici. Wolves. Wolves. PZP, Wolves, 78. Din Germania, bra. De Germania. Și de Germania e cu gearuțele de la camion. Acum două zile nu e niciun. User left your channel. Da, cum? Nu știu dacă ești ăsta, nu zice, nu? Am copie și chef. Probabil. S-a făcut filmul lui, mă, acum vedem în spate la Polar Trans acolo, când vin lupii roșii, ho, ho, ho. Așa-i cheamă? Da. Da, cu filmul. Unde filmul a lupii roșii. Putea să pun un pic de portocaliu, că vine vara, bate soarele, să decolorează, dar n-a avut avro roșu. Da, am înțeles. A ieșit ea. Unde-i lucrul ăștia roșii? Lucrul roșii? Să vedem marea comunită. Ai grijă cu ei, că n-o dai cu ei. Ce n-o dau cu ei? Vezi că-s patru în comunitate, Joe. Asta e și frică. Că ce mult o stat boss în Continental. Să-mi baia cula. Să nu mor pe o mână. Nici 5 zile pare. Un convoi oficial și 3 zile cu niște șoareci în cursă. Nu-i așa, boss? Ba, dar nu-i, nu? Nu-i mai. Am uitat cu apartamentul jos. S-a dus la apartamentul din beci. Cum aflăm noi ce mai e în marea comunitate lupii roșii? Adri are o poză, celălalt are altă poză, că asta am înțeles. Ca comunitate coi, n-ai ce să le zici. Înțelegi? Aia e și... băjatul. Unul are cap de lup, celălalt are shield cu cap de lup. Asta ce vrea să arate? Că-s grade diferite? Da. Aha. Cap de cretă și ăla-i cap de gumă, știi? Un sugeu, da. Unul ia capul și unul cotorul, ceva de gen. Să-i fi cum te-ai angajat? Părinte. Puteam căuta la mine telefonul, dar nu ați văzut. Da, încă nu. Aștept răspuns. Revinu-mi aștept. Și așteptăm. Sărul mâna, mă, Montex, mă, salut. Asta cu sărul mâna. Vorba aia să te-o...
Sunt eu bătrân, da, vorba lui Tomilu, părinte zisă română. Era vreo domnișoară și aveam și aici crăpătură de depozit în gogonele. Ceva mă montex, mă. Părinte, tu nu mi-ai zis, mă. Ai mult lifta făcută? E. Ne-am Montex. De azi ai venit cu like-ul sau cu dislike-ul? Momentan 5 like-uri. Bun, atunci. Mă, tata, am văzut că pe celelalte video ale mele nu știu care tare ce are cu mine așa tot de vreme, că nici bine n-am început pe ăsta. Și mă bate OBS-ul. Programele astea, mă rog cu băieții după aici, că își fac milă de mine. Și văd că deja fac dislike-ul, fac dislike-ul. Hai că acum o să vină băieții pe live. Adică băi live-ul tău. Măcar unul, două persoane. Să rămână și piciorul, eu sunt Montex seniorul. Ce-a trebuia să fii, bă, Montex, mă? Stai și că nu-i părere. Ei. Decât eu cu tine. Nu, mai am un doi. Tomiță în sus, Tomiță în jos. E probabil mai. E probabil mai. Așa m-a rost că ești, că te-a luat și pe tine în dislike-uri, e? Da, mă, dar pe mine nu mă supără chestia asta. Măcar să știu că intră și că apasă pe un buton acolo. Înseamnă că dacă apasă pe un buton acolo, e clar că a intrat și îl mâncă ceva. Ai văzut că eu am chestia aia cu zi, stream, starting, sau... Ne. Nici bine, n-am dat drumul la chestia aia și deja primit să-mi zic. Bună, ai prieten? Da, ca și mine, da. Cum a fost o parte între de mâini? Le dau la mure până cu picor. Nu, mă, de ce mă să le dăm așa, mă? Dăm puțină anafură. A, merge. Da. Eu eram mai tiro, le vreau să le dau mure. Nu, că
urmă rămâne până la, la guriță, pătați, rămâne cu de-alea, de-alea, așa, cu anapură. Trebuie. I'll be back. Ia, vezi? Ok. Dă-o cu el, n-ai cum să o dai cu el. E cu I'll be back ăsta. Deja ți-e dor de asta. Eu te pofic, prinele lui Mestre îl cheamă Boss. Cine, mă? Prinele lui Mestre. Prinele lui Mestre îl cheamă Boss? Nu! Nu știu cum tăvarice. Aha. Bă, ca lume. Ce să zic? Nu, 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 albumul se cheamă Bull și poate eu în România, ok. Nu, gândeam. 87 de chile, luat. Cât are câinele? Da. Deci 87, eu am 76. Ai, cam înțeles. Deci ăla, potaia e mai grea ca mine. Ala nu te mușcă, mă, te bate. Ascultă-mă ce spune la 87 de kg. Da, domnița, acum ies din ăsta și mă uit. Ala nu te mușcă, ăla te bate. Fac pariu la 87 de kg, nici nu-și pune gura pe tine. Un pui de asta costă 2000 de euro. Cât costă un pui? 2000 de euro. Mai bine mi-au o unitate și un maidalez așa. Nu se duce la 87 de kg, dar dacă e scriu pe el. Maidalezul e gratis, după toată. De aia zic și eu, mi-au o unitate și un câine. Nu prea găsești până la tine, bă. Sau să-și facă. N-avem câmpă aici. Caca, oricum eu am pitbull, adică nu fac probleme. Sănătate, Marusica. Ce faci, mă, Marusica, mă? M-am pe șeria mea, ce pitbull, mă, n-are agresivitate un pic, probabil el poate asta să fie de nervoasă și tot. Ce femeie? Nu, cățel. Femeia și femeia, ce vorbești, mai agresivă ca cățel. Latră și mușcă în gol. Bine, uite, nu am chef de nimic, nici de curse, nici de vorbă. Azi am o lene în mine de mor. Mă, mă, ușor cu muritul că ești tânăr, John-ule, și... N-are niciun rost să ne ducem de-acum. Sau... Tot păcat.
tot drag mort, bă, n-am văzut, dar... Vorba aia, știi cum e... Toți ne ducem. Dar nu acum. Te curși pe rășul. Era galben, mă, bă, numai că ai lag la ochi. Dă-o dreacu de treabă. Are delay. Și la semaforul meu e delay? A venit și nenea Tomi, noroc domnul Marius, sănătate și respect. Și că rezmecte, am. Să așteaptă pensia, mă, prima. Prima pensie. Păi fii atent, hai să spun o chestie. Bunica mea când a ieșit la pensie a ieșit cu 3,20 lei. Bine, nu era 3,20 lei, atunci era 32 de mii. Nu? 32 de mii bani vechi. Și la ora actuală i-a crescut pensia, nu știu, undeva pe la 4 milioane. Și dă 5.400.000 pe rețetă pe lună de medicamente. Nu mai zic că pensii de 4 milioane. Asta a arătat în pensii handicapă. Cea mai mică pensie posibil de 6 milioane 400. Păi nici eu nu știu, eu ți-am zis când alea nu știu acum cât mai are ea pensia. Ți-am zis ultima oară când să plec. Nu mai zic că pensii adică 6 milioane 400. Dar tu ce faci? Vii așa și alea, nici salut, nici nimic, bă, Florinele. Cum vă făceați și voi YouTube acolo cu sonore și cu toate alea. Băi, eu n-am văzut Johnule, scuză-mă, nu alea, dar... Mi-am zis că ai venit acum și zic, uite mă, că prinsese-mă voce din zbor. Și că eu duc. Nu sunt aici. Dar că am văzut că nu mă bagă nimeni, ăsta mă bagă în față, în pace, nu? Păi dar țip mă, că dar eu n-am înseamnă că n-am fost la calculator când tu ai venit. Eu l-am lăsat pe Sparky. Da, dar eu l-am lăsat pe Sparky să fac aici setări și eu am plecat să fumez. Mi-am eu călcături la el. Da, vezi? De dacă te auzeam ce dai când te salutam. Bă, n-am văzut. Oh, Deathstroke, salut! 24 de like-uri. La ce mă dai? Hai tu urmă, poate de like. Serios? Ia, 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 coco, ia, nu, ia, ia. Mie îmi dată care două casă. Bă, mi-e încântă coco zambă ăsta, mă. Serios? Ăla scântă? Da. Nu știu. Ce-ți cântă ție ideea e câte să-mi cânte mie. Florine, ce vreau să te întreb pe tine? Fii atent că azi mi-a venit niște vești așa de-alea ca lumea. Și că niște băieți, nu dăm nume, da? N-avem noi față să dăm nume. Așa. Și că vor să nu știu ce să ia membrii de la noi din Polar Trans. Plătească să nu știu ce să alea, știi? A, cum să e? Salut, Alexandru! Ce se poate? Salut, cea! Da, mă, că asta nu ideea e că a zis că o să ne trimită niște oferte, știi? Să astea și eu am zis, bă, îmi trebuie unitate ca să mai fac și aici cât un live cu tu, asta îmi trebuie unitate, știi? Dacă mie îmi dă unitatea... Da, mă cumpere pe lume. Mergem în firmă acolo, facem și noi treabă o lună de zile. După aia ne întoarcem înapoi și după aia trebuie să vină cu altă ofertă, știi ce zic? N-au bani să mă cumpere pe mine. N-au bani să te cumpere pe tine, nu? Aia, că pe tine trebuie să te ia cu tot cu Scania aia 8x4 și cu tot cu garaj. E, da, aia n-are bani să te cumpere pe tine. Tu nu pleci de aici fără Scania, că ei n-are Scania să-ți dea așa model, așa. Pe lângă scoare am aflat și mergem să se
că acolo dă în mare șteuri, că ei fiind top, the best, acolo e chestia că de ce nu a apărut la noi, știi? Noi de fapt le cumpărăm, zicem că sunt noi, dar sunt la mâna a doua de la... Nu, bine, că vreau să plăm beroane, mă, stai liniște. Bomberoane și gunoaie, nu? Bine, scuța. Adică, suntem tomberoane noi, nu? Nu așa ajută el. Te văd, stai așa să ne creai, ori tomberoane, ori gunoaie. Că nu așa ajută el. Dar nu e vorba de Ionelu, că n-avem treabă cu Ionelu. Ai zis ce uite să vede descrierea la canalul Netflix? Da, n-am văzut. Uite să ieși un top cu liniile fix, cum ți-am zis, la metru sub cuvântul abonat, abonează-te. Uite să ieși mică când ți se deschide de tot. Nu încerca să copiezi. Nu încerca să copiezi de acolo, că e deranj. Apă minerală, să vară vă scoate, iau-te și-o zvinul sau ce faci în șpriț aici. Salut, apă minerală. Chiar mă, mi-am să aminte de un șpriț. Ia mă, bine zic, mă, știi că m-am întâlnit cu... Mă numesc Aurel și sunt alergic la metal. Fetel bă, dar nu e Aurel, era Auraș. Ăla care era original, ce era alergic la metal. Cel mai mult îmi place după GPU acolo ce scrie case, cutie de carton. Da, e ce case să scriu, mă, tu crezi că eu știu ce case am? Au, mă! E o cutie care e... Nu să fac într-o zi unde stă așa să vi-l dau cu pauză să vedeți că e puțin cam îndoit, că odată m-am supărat pe el, mă jucam Counter și noroc că l-am prins pe partea care nu am plexiglasul ăla, știi? Auzi. L-am prins pe partea asta care e mai plin așa și... L-am aranjat puțin că nu era liniile drept. Ia zi mă, Florin, mă. O cunoști pe vară mea? Da. Mă cheamă, mă, ia să vedem. Asta a fost tare, Florinel. O cunoști pe vară mea? Da. Cum o cheamă? O cheamă. O cheamă Timișoreana, băi. Timișoreana o cheamă. Ia auzi, mă. Asta iar a început să-și bată joc de mine cu... Dar cu Barça. Asta, nu? E blondă și este mai mult goală. E blondă, e goală și cu mâinile în buzunare, nu... Goală doar. Acum o fermă bată o halbă. Ia uite. Ia auzi, ciocona, ciocona. Uite, și descrierea asta este genială. Să dau headshot în cur, ocupație, culesul, mintei, tip de joc, dau și fug, echipă D2, G2, performanță, joc la miros, rank global debut, rezoluție, un screen, window web. Sau stau pe Facebook, să stau pe Nvidia. Procesor pe bază de cărbun, mouse, șoarece, China. Păi nu așa, mă. Acolo trebuia să fie cel puțin un șobelim ăsta, un șobolan de la mine. Căști, două capace și o scoară. Țintă, patru linii, sus, jos, sus, jos, stânga, dreapta. Iată pentru ce se va. Sensibilitate mouse, 17 din consolă. Arme preferate, Swag 7. Hartă preferată, Dust 3. Quick. Da. Aia chiar e tare. Aia da, mă. Da, deși tu la procesor poți să pui pe bază de 2 de cărbun. Îmi plac că Nvidia nu mai scrie 1050, ci scrie Nvidia, nu Nvidia. Sau pot să pun placă în vid. În vid. În clitoris la vid.
da, băi, băieți, am dat asta, cum îi zice. Densitatea la iarba asta după aici mai mică, să bagă de seamă. Puțin de tot să vede. Da, pe era undeva pe la mediu, pe acolo și n-avea niciun rău și am zis că mi-a dat și câteva FPS-uri în plus. Și am zis, ia vezi ce face i9-9900 TK-ul meu. Tomi? Da? Ne mai suntem în colaborare cu Eurotrack Simulator 2 Fan? Da. România Fan? Da. Păi, dar sunt cu ce? Să-i dau share la live. Uite mă aici, zonă cu mozul. Uite mă ce e aici. Uite pe acolo vreau să merg și eu pe drumul ăla care e fost pe jos pe acolo. Da, are cu batalii oamenii, cu baloane, cu bale, cu batroane, cu misurii. Tu ce ne mult să faci? Pui! Pui! Pui Oltean, acum ne-am mutat și suntem normali. Mă, e remorca mea asta, mă, e luată pe contract extern, chiar. Poate mă duc eu și mă dau cu roțile în sus, să zic și o formă că mi-a fugit roțile de la camion. Da, vei capira, mai mică, făgea criticul de toate. Salut, poate mă știți alții, poate mă știți alții nu. Îmi doresc să încep, ca să nu mai vă caută comunitate, dar... Cine? Domnul Critic. Criticul caută comunitate? Serios? De ce mă, numai în aia care au deschis-o ei acolo? Dar eu nu, nicio tragedie cu ea. Că așa de la te așteptăm în România, nu te dă. Nu te dă, lase. Să bine, băi. Să bine, chiar. Chiar așa rău e? Urcă la un grad administrativ. Că-ți rezolvă și staff-ul și membru. Da, nu că știu câteodată îți treacă și pe nedrept. Pentru că este satul. Păi, înseamnă că e băiat de ștemă că lucrează cu psihicul, nu? Te lucrează psihic, te lucrează... Atâta te face. Asta înseamnă că dacă ești băiat acolo inteligent și lucrezi la bază de psihic, atunci normal că trebuie să cedeze unul, nu? Și în convoaie te face, te aranjează unde să pleci, să stai în fața lui sau în spatele lui, ca el să te joace cu autosave-ul, că te turbezi și pleci din comunitate decât să mai auzi de el. Da, va fi cu autosave-ul joacă cu nu știu ce, ce mai bamă m-a dus. Una. DJ Iulian era tot, nu? Băi, s-a băgat DJ Iulian tot critica pe toți din comunitate, că nu știți să conduceți, că nu vă țineți banda, că nu țineți distanță, că știu eu. S-a luat și de critică, că nici critică, a văzut atunci acolo trei convoi mai proaste. Și îmi vine mie critică că face dolbă să facă comunitate, îmi vine în prima. Dar ce vrei, eu nu mă fac. Tot ăsta convoi s-au pus în fața lor. O băgat odată frână. DJ Iulian aproape să se țipe în el. Face criticul, îmi vorbea pe un sfert pe PS. Era aproape să mă atingă. Ca să-i dau avertizment să-i zic de ce nu ține distanță. După două minute... Cum a...
scuza-mă că te întrerup și astea, dar dacă faci așa înseamnă că e un lachist, că nu pot să-l numesc altfel. Una e să se întâmple un accident inevitabil și alta e să faci tu... Și... Câte două, trei autosaving consecutive. Știi că dacă dai două, trei saving consecutive, pam, 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 n-ai, n-ai ce să mai faci. În spatele tău se ții continu, dacă e sub 100 de metri distanța față de tine. Sau ții foarte pe Giuliano, el și-a rămas cu craci în sus, pe gardul lui, nu mai putea să dea în spate să continue convoiul. Turba! Turba în sine, că eu după aia plinte cu porc și și-a luat și ban la tracker SMP. Turba în sine, nu a zis nimic. Vedeam. După convoi seara, când a plecat clipul de pe cameră, a început să-i zică că băga mea și pula în masă, că băga mea și că dacă-i bag un punct pe gură, să-și fac eu lui chestii de astea. De cineva nu a înregistrat și l-a chemat pe cât mă pune pe TS. Și eu spun, da, vezi că face în jură. Și cum hai spune lucrurile alea în față. Păi ce să spun? Tot dădea la baraj. DJ Iulian dădea la baraj. Da, și spuneam în față. Spuneam, prietene, vezi cum te ții de pantalon? Că dacă dau cu mânuța de tine, atunci nu-mi mai zic nimic în față. Zic după aia. Atunci totul pe față. Mamă, și... Mamă, ce mă enervează pe mine chestia asta. Aia, da, da. Eu mai cred pe fază și eu Andrei Halger, că doar Andrei Halger prima oară când a plecat a plecat pe mâna lui Critic, că l-a sabotat. După aia, când a fost dat afară și una altă Critic din comunitate și Pro World, a venit și a trolat convoiul la Polar, se băga în față și vorbea pe stație cu băieții din Polar, că nu ții banda, că pe dublă linie continuă, de ce îmi tai fața, de ce nu am primit să mă bag în față ta. Da, i-a făcut post și lui Giulică, și Giulică și-a luat bani. Și după aceea l-a reprimit în comunitate și nu știu ce grad eu, dar și ea nu făcea lucruri bune cum trebuie și ea a rugat asta. Adrian Neagu, vezi la Blitz? Ceva mă, tăticu, mă. Deci că ne vedem mâine la muncă. Te-ai luat, mă, Eurotrack-ul? Auză, mă, ce-o face să latre pasta, mă, să-mi bag pula-n... Stai așa că te... Vreau să opresc un pic microfonul. Mă, Neagule, mă, te așteptăm la noi în firmă când o să-ți bagi și multiplayer-ul și alea. Vii la noi aici. Numai că trebuie să îmbunătățesc PC-ul, placa video. Păi bă, ți-am zis că are cerințe, știi? Adică cere ăsta, mai ales până trece cel puțin pe altă platformă, pe DirectX 11, cere și pe MOSA și pe DAS-ul. Nu mai are mult de așteptat, că cam până sfârșitul vacanței trebuie să te joci cu noi, mă. Vacanța de vara, mă. Te faci și tu pinguin aici în Polar Trans. Hmm.
faci pinguin și cărăm înghețată. Da, cărăm înghețată, cărăm, nu altceva. De la polul nord. Către polul, nu știu care, polul opus. Bă, ne pierzi, dar vă găsești pe internet o parte de asta cu lungă, mare. Așa. Dă-mi, că am văzut că pe pro mulțumesc să fac contract externe. Am bă, acolo de nu-mi iau, nu-mi caut o mapă unde să fac 10.000 de kilometri pe cursă. Stai, nu mai alții, poate ce... L-au zis pe pitbull-ul meu? Da. Mamă, ce mare. Mușcă? Ce vorbești, mă? Stai așa. Că acum vin, mă duc să vezi bătaie ce-i dau. Stai așa, revin. Hai de pula mea, mi-am uitat parola la Facebook. Cum s-a făcut parola de la Facebook fără să mă resetez? Cu mail? Fă, habar n-am ce-l urmă. Eu pe Facebook când intru... E durere. Hai, o să facem aici mai lungă cursă scurtă. De cât? E 9.42, mai stăm... Ce mai stăm pe aici, o fugă? Nu știu, de că oricum. Bă, aș lua și o cursă, dar da, încă 5. 3.000, nici într-un caz. N-ai cu cine, mă? Bă, spal chiar, zic că mi-a luat și o bate, cum? 1.800... Oh. Trebuie doar mult cinta asta. Când sunt acasă, nu le găsesc. Păi, nu știu să-mi scriu parola. Vreau să-mi aduc ceva să beau pe misete. Asta se duce în Cambridge. Bă, da, provoță, nu mă. Nu vreau să-mi vreau să mă. Mă, chiar nu mă ieși. Pe Marea Bretanie. Am pierdut contul de PUBG, cred. Nu uita să dați un like. Un share și subscribe. Nu-i așa, Netflix? Corect, aferent. Ce să mai calim? Eu pe asta, mă, să mă duc pe Cambridge. O fugă. Hai, mă, să o luăm pe asta, să mergem pe Cambridge. Terminăm. Vrei să trag spre casă? Da, trag spre casă. Wow. Nici bine n-am intrat în joc, că deja lumea îmi dă invite. Hai că am înțeles. Băi, la ce? La PUBG. A, tu ești PUBG? Mm-hmm. Bine, nu mă duc. Am intrat să retrag prin... Deci 1, 3, 6, 10. Și mie cât îmi trebuie să retrag mașina aia și mie 5 cu băgăm aia și... Nu mă scuzeți în băie. Nu e nimic, se acceptă. Da, da. Intră repede. Pe ce? Intră repede că mă supă. Pe ce? PUBG, mă, PUBG, intră repede. PUBG, că trebuie să fermăm niciun sau băgarul cu noi. Mișcă, mișcă, mișcă! Intră repede!
HGR, intră repede, HGR, ia și coasa cu tine. Vino. Bravo, băiat, uite, mă, știam că el poți să mă trebuie, nu ești că repede. Au băgat și misiunile de săptămâna 5, nu l-am terminat aia de săptămâna 4. Mama, nu avem muncă. Salut. Salut. What? Fără supărare, de cine ești? Mai n-ai tu treabă, vezi mă de treaba ta. Am citește da. Urmă filmele tot. Lasă-mă. Mă scuzați, domnul Vale, n-am dat un nume. Stai și stai, o secundă, mă conectez iar, stai. Nu, no, nu-mi telefon. Lasă-mă. Ia. Nu faci asta. User joined your chat. Eu vreau să pe telefon. Val, va. Vă jucați farming? Nu. Nu. Mai ales de săptămâna. Au băgat costumații de Game of Thrones în PUBG. Vale, bine. Florinele, dar tu pe unde ești, mă, că nu mai zici nimic, mă? Bă, sunt dreptul bine și sunt treaba mea, păi sunt gratis pe un brân nou, mă duc pe Ungaria. Nu mai singură. Băi. Păi, uite, păi cu tine. Oh, domnul Dănuț Crețu. Domnul Dănuț Crețu, mamă, ce ură sună. Ei, le Dănuț, bă. Dănuț aga proteză, așa îi zice la cincul. El e băiatul care caută proteza pe timp de noapte. Ce zici, mă, Dane, mă? Ce-i cu tine de n-ai intrat pe aici? Ce nu știu la poporul. User disconnected from your channel. Cum am mai băi ceasul de toată lumea cu repază? Ce zici? Cât cum ești ceasul de toată lumea cu repază? Aaa, ce mi-ar place să-mi plăci. Ghicesc costumația asta sexy. Nu-s acasă, ești la una, aoleu. Nu da go că mă supăr. Păi și ce faci, mă, tu stai la ea acasă și ai intrat la mine pe live-ul? Băi, e timidul să văd ceva, ce-au băgat, mă? Tocmai mi-a cântat la saxofon, hai gard, cu o dăm de gardă ca lumea, nu? Așa. Asta, cântă bine măcar? Dacă cântă bine, nu e problemă. Zis o ia rotund, așa, că mai e saxofon pe aici. A flaut cu gușe, cu de-astea nu bagă. Bă, le... Da, am înțeles. De cu circul, de cu ăsta acasă la aia, cântă la saxofon și el stă pe live. E curățenie la lucru de muncă, că obligatoriu că trebuie să facă curățenie la lucru de muncă, că altfel n-ai cum să-l dai cu el. N-ai cum să crezi? Ce-ți n-ai cum să crezi? Bă, la mintea lui ăsta, nu-ți face griji. Hai, dă start, pe ce jucăm? Asta că este o modalitate nouă, am înțeles. Da. Stai că vreau să văd, să văd. Stai că... Modalitate nouă? Zona
mașină cu zombie survivor Till Dawn 2. Am acolo le am. Vorbim aici să au putem la alta bine? Da. Dorine, dacă îți fac o poză și ți-o trimit, atunci mă crezi? Îți transmite Dan Crețu în felul următor, citez: Florine, dacă îți fac o poză și ți-o trimit, atunci mă crezi? Stai, nu să-i faci cu saxofonul sau cu suflista, cu asta de dracu zice? Îl suflă în el. Cântă la fluier, nu? Da, aliu, aoleu, microfonul. Dan, cred că e pe live. Da. Eu zic că e la una și de aia. Cu ambele. Uuuu. Da, vezi că ai microfonul la Florine. Prima ocazie când mi-ai schimba astea pe aici, ați trimit căștile mele. Na, acum e bine? E mai bine, țiu, e mai încet acum. Nu știu, are un țiuit groaznic când începe să țiuie, țiuie de... Ți se ridică părul pe ceafă. Și zici că ești relaxat acum, Dănuțe, nu? A avut tati. Ce cât tata a cântat, fata. Acum trebuie să umbli și la semeringuri sau rămâne doar cu cântatul seara asta? Bun, mă băieți, v-am lăsat, ne auzim mâine seară, hai drumuri bune să aveți, mulțumim, Dane. Dar ai grijă la semeringuri acolo să nu dea cine știe ce, să-i dea turbina pe ulei că ai pus-o. Noapte bună, Tomiș. Noapte bună, Tomiș. Noapte bună. Spaniolul lui, nu spaniolul, că s-a jucat băiatul lui ăla mic cu căștile și le-a băgat, îi face de 3 zile, știi? Le-a băgat în ochi și acum n-a stă pe bar. Stă pe bar, așteaptă să primească și el 2, 3, 5 donații, să ia și el o pereche de căști. Că n-a ce să-i face. E greu să stai și cu nibița, e greu. Magazine cu căști nu sunt acolo. Cam asta e, n-ai ce să-i face. Te rog frumos să nu faci reclamă pe YouTube. Poftim? Te rog frumos să nu faci reclamă pe YouTube. Reclamă pe YouTube? Aha. Nu facem reclamă pe YouTube. Dar vorbeam așa, în mare parte. Dispăcare de dispariție la ei căștile. Bă, da, am înțeles și eu. La ei dispar căștile ca pe... ca măgarul în ceață, așa e. De căștile nu mai sunt căștile, știi? Cum zic și femeile la ora actuală, când zici, uite ce micuță e și simpatică, Doamne, că o iau, că fac elice și nu știu ce și... Ea zice de acolo, zice, uite Măzlina, nu mai e masa de 12 persoane cu tot cu tacă, nu te pitești și pe tine și pe încă vreo 2-3. Toate lumile folosește microfoane, tot la căștia a rămas. Mă, da, e obișnuit să aibă ceva pe urechi. Dacă are ceva în fața gurii, pe urmă, nu mai este să vorbească. Cine știe ce dracu face pe urmă cu microfonul? Dai seama și mai să fie și de la profesional mare, așa? Bate trebuie să mă ocază care mă duc în Cluj. Așa. Nu, 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 nu,
Da, da la profesional, Florine, da la ia-ți un microfon și tu dracu. Ia-ți un microfon ca lumea. Eu n-am, am și eu tot căști. Dar dracu măcar are microfonul bun. Mai eu la are și n-am ce căști microfon, dar ai zis că în timp că nu sunt, m-auzeam în tepte sau ceva de vreo. Acum dacă ții pe ăsta, ce zice ții. Ții, nu știu pe unde ții, sau dacă astea fac parte, microfonul ăla face parte din camera web. Nu știu pe unde o ai pus-o, ori o ai pus-o pe lângă unitate, face vreo interferență cu ceva, că ții, frate, adică, zici că bagi flexul în fier. Ții, ca toate arătări. Da. Păi trimite-o lui Florin pagina de unde mi-am luat eu microfonul. Trimite-o, da, nu trimite. Da. 150 de lei am dat. Bun. E de la profesional ceva sau ce dracu microfonul ăla? A, nu, e mă, trebuie să dea atâta, mă, că n-a... Ce să facă, trebuie să vorbească și alea, în rezum. Trebuie lui microfoane de studio. Ne facem aici radio emisie Florin Black Angel, care face parte din Polar Trans, vine și vă prezintă știrile de la orele 15. Ceva? Eh? Ceva. Și că da, e pe USB. Bun, atunci. E pe USB, e pe USB. Florine, dă-ți microfonul la mai aproape de tine acum, că iar l-ai dus la Bălăcean. Da, la el acum. Pe ora așa, ora așa, dacă l aduci lângă tine, ții, dacă îl duci departe, nu te mai aud. Am oară ce tine, dar nu-l bag în chilet. Bagă-l acolo, dar vezi să nu-ți bată ăsta la contrabas bun. Nu ți-a făcut de aia, tum. Să facem și remix aici. Ce-a mă, ce-a zis să intrăm în program de DJ aici? De DJ? Aha. Punem muzică, punem da, punem noi, dar scoată de noi, de tine, de mine, de ăla, de ăla. Hai, îți dai seama. De cum să ne pierdem auzul mai repede sau cum, ce muzică să facem? Un mesaj cu dedicație și a fost un radio pe... pe un camion la radio nostru, știi? Da. Și dăm acolo dedicație și de la mine pentru tine. Da. Să mă scap cu matul. Și a, da, da. Rozele, vă, porțile, vă, de sub cetră, nu știu, e, așa că le-am. Ce dedicații să dăm, Florine, dăm? A? Da, le-a, donăm și noi 5 lei. Bă, îmi pui ce, bă. Ești legat, tu ești legat, ăla de a fac atât de pătaș, de mici acolo, bă? Da. Facem o și de la facem aici, atât de tras pe tine să prezinți acolo ce ai de prezentat. Bă, dacă mă face DJ frămură acolo, mi-au... Facem DJ să faci muzică, să faci ce vrei tu acolo, să faci de-astea care e nou copyright. Deci eu schimb tot sistemul pe aici, să ne bună. Și te las acolo, faci și pe DJ-ul meu, stăm amândoi, ne conectăm aici pe YouTube, până atunci îmi schimb și eu unitatea. Și tu îmi faci aici toate alea și la mine care intră și intră pe live, știi, și vorbește cu mine, îi spun acolo. Și a venit Dan Crețu și tu zici, și a venit Dan Crețu și bagi acolo chestii, da-da-dam, da-da-dam, bam-bam. Dar cum se știe, nu, da. Păi da, trebuie să facem și de-asta. Când vine unul și mă înjură, trebuie să facem o melodie de-aia stil de mormântare, așa? Da, nu, în care să pot să încep să înjur 5 minute fără să mă repet. Îmi fac o melodie de-aia de la celor la parazitrii. Nu,
trebuie să faci două melodii de alea, mă, trebuie să faci melodii tu, nu copyright, mă, nu trebuie să faci melodii, să faci melodii de la paraziții, de la... E un crank cu Benone și nu vezi. Auzi? Hei? Atâta timp cât o cânt, ce ăla mai copyright? Păi da, dați versurile lor? Lasă mă, că nu versurile lor, versurile mele. Acolo și compui muzică și toate alea. Faci vreo 2-3 populare. Dacă vrei poți să știi pe ce zic Tezaurul Folclor. Da? Da. Mă gândeam că zic cine știe la ce instrument ai cânt și tu acum că n-ai zis. Da, da, da. Ai vrea să te dori, ia zic eu două. Nu, vreau și nici nu-mi doresc. Mi-mi place. Hai cu ochii în telefon și mă duceam drept în... rupeam barierele pe aici. O spui eu că a doua oară nu-ți mai trebuie. Îți dai seama, dar nu Flori, nu trebuie să te deranjezi, că mie îmi place... Mi-mi place sexul feminin. Nu știu, dar... Îmi plac cântărețele. Mie uitați să-mi taie colții, pe care a pusei. Da, ești mai colțos așa, nu? Mai păi nu, atunci facem în felul următor, te aștept până spui proteză și atunci dăm proteza jos. Știi cum e, că poți să-mi dai și peste nas, că de... Mamă, mă. Mamă, asta pe bere, gata s-a dus Florine să mor. Vai, mamă, că tare e. De iar ești la seama de sâmbure? Nu iar din nou. Nu mai așa cu cuțe de rău, seara după muncă. Merge, nu? Merge, merge. O 20 de metri de pătrat de partid, nu mai nici un poferel de cei sobre. Ce să mă largă, mă? Cum s-a făcut ceasul 10? Da! Da! Așa e. Ai văzut la aproba. Pardon, Florin. Oh, ești domnul Valeric. Ne, greșesc că sunt domnul Valerica. Bună seara. Valerica? Da. Sau Vali? Valerica. Părinte. Da. Ai rezolvat treaba cu Fermili? Ce? Ai rezolvat treaba cu Ferma? Nu te-am fost așa de pe serviciul de 19 pe acolo, cu bot. Ba da, de ce? Păi, vezi că tu faci niște greșeli pe acolo, pe la băi. Mi-a zis că am făcut, dar știu ce am făcut, dar nu era somn, dar... Nu mai faci de alea, unde e utilajul, la asta de bilet, frate, că trebuie să se leargă după ele și nu e ce. Dar știu că ai explicat și... Da. Da, mă, gata, că nu ne... Am învățat băiatul acum, nu mai... Nu, că mi-era somn și am blocat panorama de tractor și mai. Dar nici n-ai zis, știi, aia a fost chestia. Zic că, bă, n-aveam două remorci, mă întreabă boss pe mine și zic, bă, boss, că aveam două remorci. Zice, unde e o remorcă? Zice, hai să ne uităm după ea. Când ne uităm după ea, zice, bă, să știi că am găsit-o. Zice, e tuma, nu știu unde, pe acolo, pe la aia. Și se duce el acolo și era blocată, nu știu, un pom băgat sau nu știu ce era. Și uite pe unde a lăsat-o, bă, zice, dar el stătea boss acolo, știi? Stătea acolo și aștepta, zice, bă, ce dracu se întâmplă de lucrez bani aici, știi? Că trebuia să ducă cu remorca aia, că era primul cu boabe de soia, să o descarce și să o vândă, știi? Și că de ce nu crezi banii, mă? Nu știu, de ce valia a ieșit, deci o fi dus remorca? Și atunci a găsit remorca și de-aia am zis, bă, folosim utilajele și le ducem la locul lor. Dacă le lăsăm în prăștiate așa, pot ia iurea. Sau măcar nu poți să mai faci și te-a luat somnul și alea zici, bă, o las remorca aici și gata. Adică, vă ocupați voi de ea. Da, mai întrebe. Ne fac așa, gata. Am ajuns în Bratislava. Unde ai ajuns, mă? Bratislava. În
Bratislava ai ajuns. Mă duc la Bulgărei, frumă. Mama, am văzut Budapest. Când dracu voi vedea Bucarest. Bucarest, o să vezi și Bucarest. Nu mai îți face atâtea griji. Uai, o să fie. Istorici. Cu Pantelimon, cu România. Îți dai seama că o să fie decât București, fără Pantelimon, fără nimic. Păi e 23. Bă, chiar mi-au camintă că preotul, m-a venit eu cu primele că implementează de-aia dus, că trebuie să mergem la cluburi, mergem la drepturi. Aha. Mai știi? Ce ai zis că implementează? De-a dus, pe stradă, la club, pe mesele, pe femeie, ce, ca șoferii, ca alea. Da, da, da. El a vrut să implementeze multe, dar... Trebuie să ne-am luat-o, ca ăsta nu văd nici vreți, apoi de-a zis. Uite mă ce dă lume aici, mă. AK Family. Bă, dacă nu am văzut ăștia cu AK Family pe peste tot. Bă, ce? Că... Ce server ești? Server 3. Bă, dracu, mă, că pe aici ai plusiv, că ești ca să culo cuțele. Eu sunt pe la Paris acum și mă îndrept spre Cambridge. Și chiar e camera ție pe la Paris. Da, 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 pe aici a venit pe sfârșitul lunii 2019. Mai nimic. Ah, da, nu mai am un motor și de 10 km. Ăla s-a bine. Nu, mă, ce vezi cu hărie așa? Ce vezi pe asta pe la două? Eu nu știu. Părintele? Aha. Ăsta scrie așa, că zici că scrie cu la ciocanele, nu la degete. La făcură mecanică? Da. Mamă, mai domnul Florin. Bă, nu mă domnul, că domnul va birouri, nu trage pe SSR-ul. Aaa. De alea. N-ai făcut farming-ul. Bă, tata, eu nu am zis că eu nu pot să-l fac, eu n-am cum, dacă nu se bagi românii ăsta să-l facă cumva, să-i rezolv în cer la el, că până la mine, nu știu. Nu i-am mai zis nimic, apoi eu nimic atât n-am mai explicat. Mai dar ce faci? Farming, dar n-am cu ce. Dar 19 de ce nu te joci? Merge mai așa pe două, știi, și nu prea îmi place. Plus că parcă e mai clasic asta. 17 de mai, nu știu. E mai. Eu cred că mă bag la un ROE. La un ce? Gobelijum. Apoi cum e nu știu, dar n-ai vrea să joci cu farming cu mine. De ce? Mine ori muncești ori dacă nu fa. Îți dai seama cu Florin, dacă nu muncești, n-ai cum să o dai cu el. A, nu, mă plin cu tractorul. Da, mă, să plin cu tractorul, am plin cu pe el. Păi la mine nu merge treaba, hai că lasă că merge, să se mănăm, trebuie să industrială direct, industrială, frate. Nu, arăm, după aia dăm cu chestia aia, cum se zice, cultivatorul. Dar cu chestia aia, dar chestia aia, trebuie să dai lucrat la animale, să-i vinzi un
voi de la animale să-mi dai pe pământ, nu știu ce... Da, n-am ajuns niciodată la treaba cu animale, n-am avut niciodată animale pe farming-ul. Dar ori joc farming, ori nu mai joc. Păi dacă n-am avut cu ce să mă joc. Va avea și de alea. Aveam o fermă pe farming chistă de... Hai, mamă, doamne. Da? De 200 de capete de fiecare. După vedeam pe care... Nu mă uit pe timp să-l împresc în reclamentul cu să-l produceau alea, să moră, dar și rădeam. Dar tu aveai de alea cu moduri de hartă, cu nebunii de astea? Cu moduri, dar nu moduri, adică să-mi înțelegi mie munca, adică să cumpăr baloți sau pana mea. Ah, nu, păi nu-i frumos, așa-i frumos să joci tu. Aveam moduri care se utilaje, da. Că să fie utilaj eu, mai mare, moduri... cu bine mai performantă sau un tractor mai performant, un eu acum mai ca mare, un plug mai mare, da, asta da, dar nu altceva. Eu ca moduri mă joc numai cu de-astea mai realiste, așa, adică season am de la te pornești motorul la tractor manual, chestii de-astea. Am înțeles, da. Mai așa, mai realiste și îmi place mai mult. Îți place? Îmi place așa. Păi iar de altă, la mine, dau cumva, adică, vin tractorul din garaj, îmi duc pe câmp, vin apoi, la, înainte să-l parcheze în stele, îl bagi în garajul lui, mai am atât bună la tine. Dacă găsesc utilajul din gar, mai am încercăm. Mai bine nu mai jucăm, rămânem a 7, e timp, e timp. Eu sunt... Știi că rămânem așa, prieteni, parcă? Păi nu, dar... Dar nu, ca adevărat că are mai mult farmec, așa e mai frumos. Eu așa joc, îmi place să simulez acolo totul. Așa mă jucam și eu într-un timp pe Eurotrack, mergeam numai cu 150 și parcă tot așa. N-a venit niciun... Puf. E care farmecul? Ăsta farming-ul, pe Eurotrack. Trebuie să am 5 minute cu ăștia cu pe damage-ul și mai provoc și la alții. Da. Cum mă cântau ăia de la Virgin Mafia sau care? Paraziti, că fac la... Nu, Virgin Mafia. Cu 80 la ora. Melodie, cameleonul. Dar nu e cu 80, 40 la ora. Sau 40 la ora. Nu știu că eu nu sunt fan de Virgin Mafia, dar nu știu dacă mi-l o melodie până de gând. Nu am suportat niciodată. Adică îmi place rap-ul, dar nu trăi. Îmi place. Am mai scos de mult, n-am mai cântat, s-au lăsat. Da, acum au scos niște melodii de tot cu Cato. Față de ce aveau ei înainte. Când s-au lansat bine, dar... Radu, da, bani. Ai văzut acum ce melodii au scos ăștia? Adică ce melodii ai să acum, rap sau ce dracu melodii sunt astea? Cu scra, cu prr, prostii de astea. Mai mult bas de ele, în rest nu e. M-am cumpărat trec în partea aceea, da? Mi-aș cumpăra de o prostie de aia de presiune acum, dar să-mi scol și eu tractoarele, dar n-am dracu bani. Am ajuns la prima recoltă, pe mâine de 2 zile, no, cam 3 terenuri. Nu, pe 17. Păi, să mă bagi bani. Pa ce? Să mă bagi bani. Cum să-mi bag bani? Mai degrabă mă împrumut. Știu că... Vrei să bagi bani? Nu, că nu-mi place așa. Mai, ți-am zis, mai degrabă mă împrumut la bancă, știi și... Tot e mai realist. Ce bancă? Îți dai și înapoi. După aia muncești pentru bancă, știi, mai muncești pentru tine.
N-am, mă, tine, îmi pare rău. Singurul joc care l-am pământ de prez e finalul 15. 15-le? Da. La 15-le e prea sec, așa. Adică, nu știu, e mai e, mult mai complex e mai asta. Mai monoton. Da. Nu că n-ar fi mișto, e mișto și 15-le, dar nu are atâtea. Nu-i fain și ăla, ca și texturile la facialea, că după 15 s-a implementat plătul altuia. Că mi-a făcut 17 și s-a implementat două tipuri de lucrări separate. Adică forestul, ce formă că poți să faci când vrei să faci toate texturile. Palet, rumeguș, mama n-ai zis, pe 15 nu ai. Numai dacă faci tu modul, dar n-ai un punct de unde să le vii. Și pe rămână i-ar fi plăcut la 17 că au implementat carierele de piață. A, da, sunt și așa ceva aici? Dar nu știai? Nu. E jucător de farming, mă, Vali, mă. Domnul Vale, mai uite-te și tu pe YouTube-uri, mă, uite-te și tu pe moduri. Să vezi cum se fac, fac șoferele, cum... Nu, no, că trebuie să-ți ar piată în chip cu camionul. A, da? De ce nu, dar nu, că nu știu, serial, serios că nu știu de treburile astea. Deci nu dovedeam, mă, nu știam ce se fac prima pe femeiar, câmpurile... Mirele Coltei, înhănesc animalele, s-a dus la carieră de piatră, că acolo ai stație de sortare. Deci piatra mare bulgări care se transportă, transformă în nisip și plătmiști, după aia se alimentezi cu motorină, puteai zbătați, altă nu funcționează, să faci bitum, să duci ciment. Auzi, mă. Ai jubit-o, să zici ciment. Îi duci cu ciparonul. În grămadă de... Nu știu ce se-a pus. Nu am tine, chiar de... Dar oricum, parcă e mult mai mișto. Adică, nu știu, mie îmi place mai mult 17 decât 19. Eu și ca grafică și ca toată. Mă atrag de toate locurile. Absolut. Poate cei care au plată prea personală în joc, poate clonerile de altceva, texturile, nu. Dar nu. Păi aia, că eu mă joc aproape pe loc, știi, și nu. Dacă mai degrabă mă joc pe asta, bă, care l-au băgat ei, mai știu că l-au fost în jocul, dar tu este de fapt, trebuie să facem la pământ. Și când a venit 2021, ce vă mai băitați, mă, atunci? Nu mă văd. Dacă îmi place un joc, dacă nu îmi place un joc, că nu îmi place. Dar ca să-ți placă un joc, trebuie să ai și cerințele pe care le cere jocul ăla. Că acum să fim serioși, Doamne ferește, să stăm noi cu Dual Core, o să vină nu știu ce joc să iasă și noi trebuie să-l jucăm pe loc, că altfel nu se mișcă. Și să zicem, nu ne place texturile și nu ne plac nu știu mai ce și... N-ai, dacă nu duce placa să te joci toate la adevărata lui valoare a jocului, nu o să vezi niciodată texturile alea cum sunt. Am vorba numai de contrast de culoare, că nu poți să mergi pe... La culoare, e vorba că la ăștia acum, dacă eu am încercat să le-am dat pe ridicat și se vede super tare, numai că îmi scade extrem de mult FPS-urile. Se vede cum se mișcă și firul de iarbă pe jos și tot ce vrei tu și... Gândaci să umblă până iarbă și până ană, dar dacă nu ai placă să te joci, frate, și asta, e bine, nu te joci. Că dacă îl dai pe low, normal că îți face toată era, nu se mai vede nimic, nu se mai mișcă nimic, nu se mai face absolut nimic. Înțelegi tu? La mine se mișcă toate alea, din ce nu poate harta. Cu utilajele în sine. Harta și utilajele, harta ca și la 17 poți să bagi modă harte, că sunt 100.000 de hărți. Ieșite și făcute acum pentru 19, utilaje de la cele mai vechi, de merge pe cărbun, până la cele mai noi avansate,
Ai încredere în mine și crede-mă că există că modul ăsta de există la ora actuală pentru 17, la 19, afară poate că se vedea. Dacă eu bag modurile la 17, păi întreg 19 de 20 de ori ca valoare. Și ca textură, și ca utilaje, și ca randament, și ce vrei, cum vrei tu să numești. Nu știu, nu sunt cu farming-ul, eu am încercat o spaletă pe jocul ăla, așa că... Și 2013, și 15, și 17, și 18, și 19, nu mai 18, n-am jucat. Pe telefon ăla e. Nu știu, nu l-am jucat, papa, n-am... Dar arăt la ești la pe tot. Dar ca 17, nu e tot. Poate următorul, ce e ăla, 2022, poate fi ăla, da. 2021? Poate fi la ora actuală... Păi măi, domnul Florin. Da. Dacă bag reduceri pe Steam acum, că eu l-am luat cu 10 euro ăsta. 12. Farming-ul. Îl cumpe tu? Eu n-am bani. Ce drag să-ți iau din alocația mea de 80 de lei, mă, serios acum. Dar cât te mai mă? Eu am 17. Serios. Mai am alea că și tu duce drag cu alocația mea. Mulțumesc, încă mă, dar vreția ta pare avea 25. Oh, nu, cam vreo 60. Fumezi? No. Reste, nu? E, puțin așa. Doar de control, nu? Ah. Bănuiesc că tu le-ai glume, nu? Ei, nu, nu că mă gândeam să mă deconectez după Discord, nu, ăsta atins pic, nu. Îmi dădeam și banul, nu, supărat, știi? Glumez, mă, dacă bagă să ne puteți să ne poate, vreau. De fapt, ne-am primit inclusiv chiar la flancă. Le-am dat comandă, dacă doar nu mi l-a primit, ne-au văzut. Dar vezi pe flancă să nu-ți cumperi că a pățit un coleg și a luat DLC în loc să-și ia jocul, știi? Nu, a văzut farming 15 lei. Nu, 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 o mergi de prioritare care le vezi direct cu banii în cont. Mie încă nu mi-a apărut, așa, mi-am zis că mi-a apărut și îmi dau resort, înapoi, nu mai vreau. Da, ai văzut mă că bag acum părinte extensii gratuite la hartă, Eurotrack? Cum adică? Să ne bage Sardinia 1.35 versiune, o să ne bage Sardinia și o să fie gratis. Sardinia adică partea cu Italia, nu? Da. Le-am cu geografia. Este o insulă Sardinia acolo. Da, zic bine? O expansiune de parte, da. Băi, dar ce le-am cu geografia? Bă, dar ce le-ai cu geografia, mă, băi, ia. Nu te așteptat să ne bage prea multe orașe pe ea. Dai seama că nu să, Sardinia nu o să fie, nu o să fie exact cât e un DLC, dar îți dă ceva gratis până la urmă, că putea să-ți ia bani și pe ăla, bă. Tata vă agitați ca șampania. Vrea să-ți ia și pe ăla 4-5 euro. Ca să nu mai comentați atunci. Bine că vi-l dă gratis. Da, cu astea trebuie să aveți și Italia. Ca să cobori acolo, că doar nu treci de la Milano, Toma, Sardinia. Sau? Nu se știe ce feripot nebun apare, a? Nu, dar n-are cum să dai seama, nu cred, n-aș vedea așa ceva. N-ai cum să...
diplomă mai mare? Am terminat, măi, am terminat, măi, să zic excelent, măi, excelent. Măi, iată, măi. Iată, măi. Am mai făcut ca să fie cum a sărit sau ca pe... Da, ne ferești. Bine că am plecat acolo și n-a intrat în mine. A venit unul Florin în spatele meu și cu o buclă s-a urcat pe parapet în sus, mâncă este. Ei, am început să zboare, dar... Tu dai seama dacă mă prindea pe mine acolo, ce m-a zvârlea? Recoltă scoate din pământul ăsta aici. Pe terenul ăsta, de fapt. Da. Bine, ce o să faci tu weekendul ăsta acasă? Nu știu. O să stai pe Eurotrack? Nu știu. Iar vine ăsta în spatele meu. Cum a făcut ăsta, mă, de-a ieșit după parapetul ăla de acolo? Dar de ce mă întrebi? Te întrebam și eu. Să ai tu un scop. Am să văd ce faci tu acasic. Acasic. Florine, dar tu te juca pe asta, West Coast, Q-O-A-S-T? Nu. Aia, da, da. De ce zici de harta aia? O, depinde care, cu vreo 30. Nu știu, aia cu multe ferme. Stai, scrip undeva.
s-a părut că te refer la Valerii, nu? Valerii. Nu, The West Coast. The West Coast e versiunea la Valerii. Este undeva în dreapta sus. No, e faci parte de mapă, o hartă mai mântoasă, așa de utilizată pentru forest. Dar nu e de forest asta, care are terenuri mechere. Toate au teren. Mi-mi plac astea, mă, cu terenuri mai idealuri, penți, știi? Cel mai belea să stea. Asta pe aici, bă, ca să ardere cum să facem drumurile lor. Ai zis că zbor dracu din cabina la camionul ăsta pe acolo, dar stai geaba, Florine, bă. Și cu suspensia asta micuță, uite, numai așa făceam. Părnește de fertilizat cum e cu fertilizatul? O dată după ce semeni, nu? După aia? Păi după aia e destul de cum ai tu setat jocul. Adică? Păi poate să fie fertilizat de 3 ore, la. De 3 ori, de 2 ori sau o dată? De 3 ore, la. Dacă l-ai de 3 ore, sunt fertilizat. Care înseamnă o dată pe lângă, după ce mai arat, o dată când deja crește planta și la înainte de recoltare. Care ceva dacă îl fertilizez după ce, cum îi zice, după ce semăn? Adică ar, vin cu cultivatorul, după aia bagă semănătoarea. Mă, da. Dar poți face pe baza modului, poți să-ți ușurezi munca sub altă formă. Sunt utilaje, adică semănători, care fertilizează. Și fertilizează și seamănă în același timp. Deci gata, știu ce zici. Uh-huh. Dar nu poți face tu, că e angajator. E mod și nu trebuie să funcționezi toate odată, cum ar veni și... Îți dai seama, că n-ai cum să le faci cam două dată. Am înțeles. Am înțeles. Da, mă, băieți, mă, parcăm și noi aici. Ne luăm dubița asta roșie și mergem acasică. Parcăm și noi ăsta aici. În spatele la dubă și luăm dubița și mergem în furgon până acasă. Thank you.
atât, mă, băieți, o seară bună și ne auzim mâine seară. Atunci noapte bună. Noapte bună, băieți.